Comisia Europeană a publicat o situație care arată că România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, 7,4%. Deputatul PSD de Olt, Florin Barbu, a explicat în emisiunea Imperativ de la Olt TV că este vorba de o creștere care arată bine doar pe hârtie, dar care în realitate e bazată exclusiv pe împrumuturi bancare. Creșterea economică nu se reflectă, chiar dacă a ajuns la 7,4%, nu se reflectă în buzunarele noastre. Și știți de ce? Fiindcă se reflectă, domne, undeva. Păi se reflectă decât în pix în hârtii, fiindcă noi am împrumutat 50 de miliarde de euro. Păi și atunci de ce ne dă domnul Câțu cu ea în cap? Asta o dă și domnul zice, Câțu pentru... ce bun sunt! Nu există, deci acea creștere este o creștere decât pe hârtie. Nu există să fie în buzunarele oamenilor sau în buzunarele creșterea. Dacă era creștere de 7,4, păi la o creștere de 7,4 poți reală. Eu nu spun ce e pe hârtie. La o creștere de 7,4 reală, păi dumneavoastră vă dați seama ce înseamnă. Toate alocațiile, pensiile sunt suportate. Direcția economică reală către care se îndreaptă țara noastră ar putea schimba complet intențiile de vot ale oamenilor. Potrivit deputatului Florin Barbu, PNL și USR Plus se află într-un adevărat picaj politic. Eu stau de vorbă și la cabinetele parlamentare care le am. Și credeți-mă că m-am întâlnit cu oameni care au votat Partidul Național Liberal. Și îmi spun, faceți ceva, dați-i jos. Păi, așteptați acum 2024. Dar vă spun că intenția oamenilor au început să-și dea seama că lucrurile merg într-o direcție greșită și sunt 100% sigur că în anul 2024 vor fi sancționați politic. Și gândiți-vă foarte bine că luăm alegerile, exemplu alegerile de la Deveselu, în care Deveselu este o comună destul de dezvoltată, da, este o comună unde este dezvoltată și economic și la minte. Și la minte, da. Este aproape de municipiul Caracal, la o distanță de 5 km. Da, domne, oamenii de acolo sunt ce să mai. Și ce au luat? 10 voturi USR-ul. Asta ce vă pune să gândiți? 12 voturi. Ce vă dă? Că sunt în picaj. Asta se va întâmpla în 2024. Rămâne de văzut în ce mod coaliția de la guvernare va reuși să obțină acordul specialiștilor europeni pentru PNRR și cum vor gestiona toți acești bani.